Transfer electric capacitiv și rezistiv este o tehnologie avansată folosită în fizioterapie pentru a accelera procesul de vindecare și pentru reducerea durerii. Aparatul utilizează un curent de înaltă frecvență, sinusoidal, care induce un schimb accelerat de polaritate în membrana celulară, crescând astfel schimburile intra- și extracelulare. În acest fel este stimulată regenerarea țesuturilor și se îmbunătățește circulația sanguină, activându-se în același timp mecanismele organismului de vindecare naturală. Terapia TECARI este eficientă în tratarea unei game largi de afecțiuni musculoscheletale, cum ar fi întorse, dureri lombare, artrită și recuperare postoperatorie. În cadrul Spitalului Victor Babeș, aparatul este folosit la pacienții cu afectare pulmonară sau cardiopulmonară și asta pentru că aparatul ameliorează simptomatologia și vindecă țesutul afectat în patologiile asociate. Se poate folosi și în cazul nevragiilor intercostale, în cazul pacienților cu spondiloză cervicală, a celor cu artroze, dar și la cei care au afectare muscoligamentară, Spune Adelina Marițescu, fiziokinetoterapeut. Spitalul de boli infecțioase și pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș. Terapia este non-invazivă. Ședințele de terapie durează câteva minute și nu necesită perioade lungi de recuperare. Printre beneficiile terapiei Tecar se numără reducerea rapidă a durerii, scăderea inflamației și accelerarea procesului de vindecare.